Bună seara și bine ați venit cu drag la Coroconai cu biologie, matematică, la geometrie. Băi, și să zicem Hristos a înviat, mă. Adevărat a înviat. Adevărat a înviat, da? Să zicem Hristos a înviat, prietenilor noștri. Suntem după Paște, este sărbătoarea mare a creștinătății. Așadar, pornim la treabă cu... Simulare la evaluare. Sunt 7 săptămâni după vacanță. Subiecte. Subiecte examen. Pentru... Simulare. E de x egal cu? 2x minus 4. 2x minus 4. Revenind la graficul funcției, sistemul de coordonate x, o, y. Deci prima întrebare, graficul. Graficul e cum arată. Da. Și a doua, determinați area triunghiului, determinat de graficul funcției și axele de coordonate. Deci area triunghiului, determinat de graficul funcției. A, O, B. Da. De intersecție și cu coase. Unde A e cu X, B cu Y. Deci A, să zicem, A egal, deci A e punctul de intersecție al graficului E cu XX prima. Iar B, să ne închipim noi, egal cu graficul funcției intersectat cu Y, Y, Y. Am spus exact ce ne trebuie. Dragilor, haideți să ne încălzim, pentru că exact, doar o săptămână a trecut. Am dat-o ușor, că ne încălzim. Da? Am înțeles. Doar o săptămână, să vedeți ce înseamnă la matematică, sau două, o săptămână jumătate? O săptămână jumătate. Așa. Ce înseamnă la matematică lipsa unei perioade de o săptămână jumătate? Imediat să spun așa. Așadar, ce e o funcție? Am mai vorbit în lecțiile noastre. Când zicem funcție, înseamnă așa. Știu sigur, am o mulțime de pornire, de elemente, căror le voi pune în corespondență, după anumită rețetă, niște valori. Reapar ca urmare a rețetei respective. Deci ce știu eu când zic fie funcția? Rețeta și domeniul de definiție. Adică știu sigur ce elemente am la dispoziție, cărora am să le găsesc, pentru care am să găsesc imagini. În cazul nostru, funcția e definită pe cine? Pe el. Deci domeniul definiției este el. Deci și toți pe care am la dispoziție sunt toate numele reale. De ce? Așa am făcut autorul. Așa ne-a dat. Puteați da funcția și într-un alt mod. Nu neapărat pe tot el. Puteați da pe o submulțime. Puteați da pe o mulțime formată din 3 elemente, din 7 elemente. Deci este esențial și din domeniul definiției. Esențial. Și pe urmă rețeta. Adică, după rețeta asta, obținem Y acela. Concret, fiind funcții de gradul 1, ne amintim, ce este graficul funcției de gradul 1? Cum arată graficul funcției? O dreaptă. Fiind o dreaptă, ne gândim la geometrie. Câte puncte ne sunt necesare în punctul ăsta sau o dreaptă? Două puncte. O să dăm două valori ale lui X. Și o să găsim Y cei corespunzători, iar prin cele două puncte trece repede dreapta respectivă, deci, altfel spus, graficul funcției. Să zicem, pentru X egal cu, dați în voie la 0. Îți place? Chiar așa. X egal cu 0, pe ce axă se găsește? Care este axa? Care este axa pe care X-ul este tot timpul 0? Sunt două axe. Și rota aici și eu. Axa X-ul, da? Tot timpul X, pe axa X-ul, X-ul este 0, da? Hai să ne mai vedem. Deci astea sunt cele două axe. Care e a X-ul? Asta orizontală, da? Axa X-ul. Asta X, X prim, zicem, da? X, trebuie să X și X prim în partea asta, da? X, X prim. Cum pe axa asta, tot timpul, oriunde ne-am aflat, X-ul este 0, unul aici, aici cât este X-ul? Altă valoare, dar aici, altă valoare. Ce, X-ul este 0 tot timpul? Cine este 0 tot timpul pe axa asta? Y. Y-ul.
E altă poveste. Adi, atenție! Deci, pe axa asta, tot timpul Y cu 0. Chiar și asta este ecuația dreptei. Y egal cu 0. Este axa X, X prim. Deci, axa X prim are ecuația dreptei Y cu 0, tot timpul. Ce axă este cea care are tot timpul Y cu 0? Care este axa care are tot timpul Y cu 0? Y cu 0? Axa X, vreau nu trebuie spus, da? Dar X-ul 0 tot timpul, ce axa are X-ul 0? Axa Y. Axa Y. Deci, axa Y înseamnă X egal cu 0. Deci, Y pe axa asta, ori unde ai fi, sus, mai jos, oriunde ar fi, tot timpul, pe axa asta, X-ul este 0, tot timpul. Deci, clar, ecuația X prim, ecuația drepte X prim, este asta, Y cu 0. Ecuația drepte Y prim, este cine? 0. Ecuația Y prim. Care este ecuația drepte Y? X-ul egal cu 0. X-ul 0. Mergem și spunem. Când tu ai dat X egal cu 0, de fapt, vrei intersecția graficului cu ce axă? Dacă X-ul este... Y prim, asta. Deci asta, când am zis X egal cu 0, rezultă că Y-ul pe care îl obținem va fi egal cu 2 ori F de 0, nu? F de 0, care face 2 ori 0, minus 4, egal cu minus 4. Da. Deci, graficul lui F, intersectează axa care? Y prim. Și ne dă punctul, cum am zis la Y prim cu graficul, punctul V, de coordonate. 0 și minus 4. Foarte foarte să ne fie asta. Și acum să mai dăm o altă valoare a lui X. 2. X egal cu 2. Și atunci Y-ul va fi egal cu F de 2, care face 2 ori 2. Minus 4. Și face 0. Faptul că mi-a dat imaginea 0, ce reprezintă acest? X-prim. Exact. Este intersecția cu X prim, da? Deci, graficul lui F intersectează X prim și îmi dă punctul A din coordonate, X-ul 2 și Y-ul este 0. Acesta este cel de-al doilea punct. De fapt, noi acum am și găsit cele două puncte, A și B. A și B. Da? A-ul din 0 și minus 4, X-ul este 0 și Y-ul este minus 4, 1, 2, 3, 4. Ăsta este punctul B, de coordonate 0 și minus 4. Și 2 și 0, X-ul 2, 1, 2, aceeași lucrat de mult. Iată A, de coordonate 2 și 0. Și aici avem punctul O, 0, 0, da? E coordonate 0, 0. Și iată că să ducem și graficul funcției. Da? Graficul funcției. Acesta este. Dragilor, aș vrea să înțelegeți încă o dată, dacă e nevoie să existe, fac. Pentru că graficul funcției înseamnă unde e pus unul în altul. Ia uitați, dacă mă metem la punctul ăsta. El are un X și respectiv un Y. Un X, nu știu ce, un X 0 și un Y 0. Știți voi ce se întâmplă cu punctul acesta M de coordonate X 0 și Y 0? În mod sigur, dar în mod sigur, ce se va întâmpla cu punctul ăsta de coordonate X 0 și Y 0? Este pe grafic, cum și vedem. Verifică relația. Deci verifică relația. Deci orice punct de aici, pe dreapta.
de pe dreapte are două coordonate care verifică relația. Invers, dacă îi dai un X și un Y, un X și obții Y respectiv, sigur și reprezint neapărat pe dreapte este. Hai să zicem minus 1. Pentru X egal cu minus 1, cât este Y-ul pe care o obține? F de minus 1 va fi egal cu 2 ori minus 1 minus 4 minus 6. Și face minus 6. Deci când, dacă iau cu multe atenție minus 1 aici și 1, 2, 3, 4, 5, 6, e, iată, să duci în paralele și dacă am făcut-o cu foarte multă grijă, exact acolo punctul se va localiza chiar pe dreapta respectivă. Așadar, graficul unei funcții este format din toate punctele din domeniu. Din data asta, domeniul înseamnă toate măsurile reale, deci X și Y nu se vin la plus infinit, și puse punctele unul lângă altul, ele lipite, nu se lipesc, și dau imaginea completă a dreptei respective. Dar dacă aș fi zis aceeași funcție, n-am să mă rătesc cu F, ci zic așa, F1 definită pe intervalul minus 1, 2, minus 1, 2, cu valori în F, aceeași rețetă, F1 de X egal cu 2x minus 4. Vă rog, spuneți-mi, ce reprezintă F1? Este aceeași funcție din mai înainte? Nu. Din ce motiv? S-a schimbat domeniul. Sigur că da. Legea este aceeași. Rețeta este de obținerea integrilor. Dar x și y sunt atât de la minus 1 la 2. Dacă ar fi să reprezentăm graficul pentru F1, cum ar arăta graficul ăsta? Așa ar fi, da, de la minus 1 de aici, din și atât au voi, de la minus 1 până la 2. Da? De la minus 1 până la 2. Și în clipa asta, imaginea lui minus 1, cât am zis, este minus 6, da? Iată, acesta este punctul. Și imaginea lui 2 este punctul de aici. Da? Și atunci, care este im de? Hai să vedem care este im de imului F1, imaginea cu F1, care coincide cu im de F, restricție făcută la minus 1, 0. Adică care sunt Y-ii? În timp ce Y-ii se plimbă de la minus 1 până la 0, Y-ii unde se plimbă în zona asta, în timpul ăsta? La 2. Dar de la minus 1 la 2, am zis greșit, dar la minus 1 la 2, Y-ii, înseamnă Y-ii, Y-ii toți. Imaginea. Imaginea. Din dreapta, de la care va fi? Minus 6 acolo jos. De la minus 6 la 0. De la minus 6, deci de la minus 6, iată să facem și noi, până la 0. Asta este I de F. I de F. Da? Este egal cu I de F pentru restricția minus 1, 0. 2, 2. Minus 1, 2, pardon. Minus 1, 2. 2. Așa. Minus 1, 2. Restricția este intervalul minus 6, 0. Asta vreau să înțelegi ce înseamnă im de F, adică toți Y ce aceea. Dar dacă aș fi zis altfel, uitați, am să notez F2, definită pe mulțimea formată din minus 1 și 2, cu valori în ea, a fost aceeași rețetă. F2, am să zic acum de X egal cu tot 2X minus 4. Spuneți-mi voi, cine ar fi, care ar fi graficul funcției în condițiile astea? N-ar fi. Ar fi două puncte. Cum n-ar fi? Păi, ăla-i graficul. Ai zis, n-ar fi. A, adică n-ar fi secuentul. Nu, n-ar fi. Orice, orice. Sigur că da. Deci ar fi doar atât. Punctul de aici și punctul de aici. Da? Acelea două puncte, atât ar fi graficul.
Da? Deci in de F, F2 e altă funcție asta. Pentru că am modificat domeniul definiției. Im, im de F2, im de F2 va fi formată din mulțimea celor două puncte, adică perechea așa asta, minus 1 și de fapt im de F înseamnă doar atât Y. Minus 6 și respectiv 0. Im de F, adică Y, ca nu fac. Deci e doar minus 6 și 0. Da, am insistat pe chestia asta. Voi mi-ați cerut doar să fac graficul și aria. N-am făcut, eu am insistat pe noțiunea de funcție, pentru că trebuie să vă spun că este întâlnirea de început a voastră cu noțiunea de funcție, iar dacă noțiunea aceasta nu este bine înțeleasă, nimic nu puteți construi. Toată perioada de acum care începe liceu se bazează pe noțiunea de funcție. Iar credeți-mă că sunt situații când colegii de-ai mei n-au clare noțiunile acestea. Și n-au cum să vă spună lucrurilor. Să le înțelegeți și voi foarte bine. Că ori de câte ori se dă o funcție, de fapt, se pune problema să te pronunți asupra Y-cilor. Deci când spune, se dă funcția, adică tu știi domeniul definiției, știi rețeta. Și urmează să vezi mulțimea Y-cilor, se așează crescător, descrescător, cam ce poți spune despre mulțimea Y-cilor. A studia o funcție înseamnă a te pronunța în legătură cu mulțimea Y-cilor care apar. Dacă mai insist un pic, dacă vi se dă funcția următoare, f de x egal cu 7x minus 2 supra x plus 5. Când vedeți această funcție, eu nu indic acum, e corectată funcția. Dacă x nu e, poate fi minus 5. Deci funcția asta este doar rețeta dată. Legea de corespondență, da? Modul în care voi obțin, după ce rețeta obțin y. Dar ca să fie totul rezolvat, trebuie să adaug eu. F definită pe F cu valori F. Iată, am adăugat așa. F definită pe F cu valori F. Este corect? Minus 5. Deci, este corect întrebarea? În afară de X. Este incorect definită. X aparține lui R mai puțin de X. Sigur că da, pentru că lui 0. Când sunt pus în situația lui 0, să-i pun în corespondență ceva, f de 0 înseamnă, de fapt, fracția minus 2 supra 0 și împărțirea la 0 fel din clasa a doua sau a treia. Minus 2 supra... Minus 2 supra f de 5. F de minus 5, da. De minus 5. F de minus 5 face minus 2 pe 0, da? E 7. Minus 35, da, dar minus 37 pe 0. Deci împărțirea la 0 nu are sens. Da? Deci împărțirea la 0 nu are sens. Da. Uh-huh. Hai să știi. El este. Da? Împărțirea la 0 nu are sens. Și atunci nu îi pot pune nimic în corespondență. Lui zero nu-i pot pune în corespondență. Deci sunt trist din punctul ăsta de vedere. Așadar, trebuie să înțelegeți că a studia o funcție înseamnă a descoperi Y. În domeniul de definiție nu pot păstra elemente cărora nu le pot găsi imagini. N-am voie. Din foarte multe ori se pune problema așa. Vi se dă rețeta, legea de corespondență și rămâne în sarcina voastră să stabiliți domeniul definiției. V-am amintit la expresii ce spuneam. Pentru expresia arătare, nu știu ce, ne apucăm de lucru. Nu. Ne apucăm după ce punem condiții de existență. De fapt, dacă expresia aceea ar fi văzută ca o, ca o funcție, ăsta este motivul pentru care punem condiții. Dacă ar fi văzută ca o funcție, atunci ar trebui să fim foarte atenți și să punem condiții necesare ca să putem crea, găsi imagini. Da? Asta este motivul. Da. Și acum aria triunghiului. Aria triunghiului A, O, B este egal cu cine? Aria triunghiului. 2 spre 2. Baza 1. Da.
Nu, careta 1 pătrat 2 pe 2. Ah, dreptunghi. Așa. Deci erați cât de ce spuneți problema înălțimii. Baza înălțimea. Și vă puteți cred că se fac baza A, B, să găsesc A, B și până înălțimea. Am să vă întreb eu, care este distanța de la O până la... Avem un scriu. De la... Vreau distanța de la O la M. Am dus pe pedicula, de la O la dreaptă. De la origine la dreaptă, ca o întrebare pus. Dar acum să facem aia. Aia cu cine este legat? Adică catetul 1 este... AB. AB și AB. AB. Catete? AB și AB. AB este în mod de O. Atenție, AB. E unghiul din 90. AO și BO. Cele două care vorbează sunt unghiul din 90 de grade. AO și OA și OP. Deci egal cu OA ori OB supra 2. Și OA este de cât? OA 2 ori OB 4 da, supra 2 și dau 4. Și acum vreau distanța de la O, de la origine, până la dreapta AB. Facem mai întâi, știind asta, facem 4 egal cu O, M, supra AB, supra O, M, AB, supra 2, da. Și știind, așa vă rezolvăm, nu? Deci, știind... Dar trebuie două căi. Știind aria asta, mai facem și O, M, ori AB. Deci, pe altă parte, pe altă parte, calea triunghiului A, O, B, B. Poate fi văzută stângă baza AB egal cu AB, ori înălțimea O e, da, supra 2. Adică, iată, AB o știu? O calcula. O putem calcula. Cum? AB. Știi, da, cum are o idee. O formulă, dar oricum o să mă reiește. Da, dar mă interesează formula. Dar nu mă știu. Radical din păi mă interesează. Radical din x minus x, x 1 minus, bă, nu, pe lângă, y minus y 1. Nu știu, nu ne băgăm. De ce? Nu mai știu. Vedeți, vedeți, vedeți ce înseamnă. Am dreptate absolută de atâtea memoria, neoneori ne joacă feste. Deci, formula aceea nu mai știu. Cum se cheamă teorema cui? Apară. Eu știu că n-am putea afla o pe Pitagora. Ba da, da. Adică, cum să spunem, asta la pătrat, egal cu asta la pătrat, cu asta la pătrat. Da? Deci, mai repede și mai sigur. Așa. Deci A, B. A, B. Egal cu radical. Egal cu radical, da. Din asta cât este? 4. 4 supra 16. Deci este 2, da. Deci eu zic, x-ul ăsta minus x-ul ăsta. Nu pot să zic așa? Asta 2-ul ăsta nu înseamnă că x-ul lui A. X-ul lui A minus X-ul lui 0. X-ul lui O. Da. X-ul lui O. La pătrat. Plus Y-ul lui B minus Y-ul lui O. La pătrat. Așa mi-a spus. Și dau cu radical din. X-ul lui A, cât este X-ul lui A? 2. Minus x-ul lui O. De 0. 0. La pătrat. Plus y-ul lui B. 4. 4. Minus y-ul lui O. 0. La pătrat. Și face radical din 4 și cu 16. 8. 8. 4 și cu? 4 16. Și 20. 20. 20. 20. 20. Care face 25. Dar cu ocazia să ne-am amintit și formula. Este x2 minus x1 la pătrat.
plus y2 minus y1 la pătrat. Y2? A, minus y1, da. Că ziceți voi, x1 și y2, dar da. Eu zic așa, hai să zicem, dacă avem un punct de m1 de coordonate x1 și y1 și un alt punct de m2 de coordonate x2 și y2, nu? Ca să ne amintim formula că asta vrea neapărat tare. E 1, e 2. E 1, e 2, e ca U. Adică ori. X2 minus X1. Exact. X2 minus X1 la a doua. Cum am zis aici, X1 la a minus X1 e 0 la pătrat. Deci X2 minus X1 la pătrat. Plus. Plus. Y2 minus Y1. Y2 minus Y1. Dar e important, văd Y cu Y fiind la pătrat, nu se întâmplă nimic, dar păstrăm aceeași limbaj. Y2 minus Y1 la pătrat. Și iată ne-am amintit și cu ocazia asta și cu urmă. Da? O facem? Ei bine, recapitulăm, revedem. Ce am vrut eu acum cu ocazia asta? Am profitat de faptul că am pronunțat cuvântul funcție. V-am plimbat și v-am arătat că important este să am în vedere cele două lucruri, domeniul și rețeta. Că a studia o funcție înseamnă a te interesa de mulțimea valorilor. Iar graficul înseamnă să vedem toate perechile X și Y care verifică relația aceasta. Că una a fost funcția F dată de autor, F1 este alta, că am indicat domeniul, F2 e alta și uitați, nu? Uneori sunt în toată rețeta și tu stabilești domeniul de definiție. Și am făcut legătura cu funcția, cu expresii, când v-am cerut de multe ori. Puneți voi condiții de existență, puneți condiții de existență, de fapt, asta era. Stabiliți domeniul de definiție dacă ar fi ca rețeta, ar fi fost dată expresia respectivă. Vedeți, avem, profităm de faptul că aveți culori. Apare foarte tare. Avem culori ca lume, așa, da? Y de F și se vede ce înseamnă graficul și mai departe. Vorbim repede, să ștergem tabla și poate chestiuni. Aștept după această problemă de la funcții Iade și Maria cu asta, cu funcția cu unde ați avut distanța? De. Ați, ai făcut-o? De. Am reușit. Da? De. Maria, te-a spus? Dar cât ai luat la rea? O boară. Stai că zic eu. Întrebi acum și tu lucruri. Nu, nu, bine, fii 100 de puncte care l-a dat. Nu știu de ce zici că ai reușit, că trebuie să mă înlăbunească, domnul profesor. Mai, eu vreau, dar... De ce mă ascundeți? Cui folosești asta? Exact. Să vedem ce îți primi vorba acolo. De ce n-am mers? Haideți și funcția asta la altă? Păi să facem funcția asta. Acum, bine, n-au reușit. Nu că au reușit, da. Am reușit până la urmă. Să vedem, adică până la urmă. Ce este până la urmă? Dar și la asta care a zis cu banii ăla. Nu, ei s-au mai fel, trebuie să observi că s-a dat... Ce-a zis, dar mai altă. Aia a fost alta. Am greșit. Dar nu mă se continuă funcția F definită în el cu valori în el? E F definită în el. Cu valori în el? Da. Unde F de X este egal cu 4 pe 3X. E de X, ia pe rețeta, da? Exact, egal cu 4 pe 3X minus 4. Minus 4. Reprezentați grafic funcția, un sistem de coordonate la punctul A și la punctul B, determinați distanța de la punctul M de coordonate 0 și 6, că asta e speriat. Da. M de coordonate 0 și 6 la graficul funcției. Așa. Deci avem momentul de față. Graficul, graficul funcției să-l facem la punctul A. Deci graficul e egal cu și M. Și la P, distanța de la punctul M de coordonate 0 și 6 la grafic. Fie M de coordonate 0 și 6. Da. Da. Și de ce are distanța de la M la graficul funcției? La graficul M. Egal cu și M. Idei. Ia să vedem cum să facem graficul. Maria vorbește. Ce aș vrea acum? Aș vrea să încercați să intrați un pic pe internet. Vă dau... să vedeți imaginea dacă este corectă. Să poate intra pe internet pe... 52.
pe al nostru de aici. Da. Da. Să intrăm pe proful la NTV, da? Da. Să vedeți dacă se transmite. Ai intrat? Hai. Dacă se transmite. Dar totuși, ce-i greșit la testul ăla? O greșit, că-s mulți. Nu a fost chiar în tot. Acum vedem. Deci asta trebuie să facă. Nu intrăm, domnul profesor. Noi intrăm acum. Și vedem. Ia vedem dacă se vede bine. Asta m-a interesat, dacă se vede în ceas, să se vede corect. Deci putem face din când în când un test. Ați găsit atunci toate parolele tot acolo, înăuntru, da? Da. Ați găsit, da? Da. Deci putem face din când în când Da. Un test. Bun. Bun. Haideți să vedem. Deci asta e, domn profesor, aici s-a întrebat. Întrebarea este cum facem pentru a trasa grafic. Adi. La punctul B. Da. Ce valoare de aici? Tentul. Odată îi dăm 0. Da, sigur că la punctul B. Este capul 0 pentru că Y-ul este Y de 0, care înseamnă că e minus 4. Și avem, de fapt, intersecția cu ceasă. Ai greșelor, dar convinsă. Și pe asta ai greșelor X-ul e 0 tot timpul. Și odată X la 3. Deci avem punctul, hai să spunem, A din coordonate 0 și minus 4. Și un alt X care e 3. Așa. Și Y-ul care va apare de 3 este datul 0. De fapt, punctul B de coordonate care este? 3 și 0. 3 și 0. Este punctul de ce axă? Y. De pe axa Y, da? Așa, sigur. Pix la tan. B plus 3 și Y 0, pe ce axa e punctul? Pix 3 și Y. Mai bine reprezentat. Nu, pe axa X și Y, da? Y 0. Exact, ca X, Y, da? Așa. Nu-i bun. Bun este să dăm răspunsul corect. Deci, avem o dată x 0 și y este minus 4, 1, 2, 3, 4. Și mai am punctul de coordonate 3, 1, 2, 3. Voi aveți bătățele de rezultați corect. Deci, A-ul de coordonate 0 și minus 4 și B-ul de coordonate 3 și 0. Pe unez, pur și simplu. Și acum, ceea ce am obținut acum este graficul funcției, așa zis, dus prin punctele de intersecție cu axa, cu sistemul de axe. Deci am dus graficul prin tăieturi, să mai zicem, într-un limbaj matematic. Da? Prin tăieturi, adică pe locul în care taie axa aici și axa aici. Și acum avem punctul de coordonate de 0 și 6, X-ul, deci X-ul e 0 și Y-ul este 6. Deci X-ul e 0, Y-ul 6, 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Ăsta e punctul M. Da. Hai să vorbim. M de coordonate, 0 și 6. Și se pune problema distanța de la M. La dreapta. La dreapta. Cine este, nu? Da. Sigur că da. Cine este distanța de la punct la o dreaptă? Este perpendiculară. Din acel punct pe dreapta. Pe dreapta, sigur că da. Deci, din punctul respectiv, ducem perpendiculară pe dreapta. Se pare, sigur că da, neapărat. Aici este. Și notăm punctul ăsta cu M prim. Așa. Și iată că avem în clipa asta, era punctul B. B acolo, B. B. E 3 și 3. E, întrebarea este, cum aflăm lungimea acestui segment? Cum aflăm lungimea copiii? Da, nu tu dar e prim, de coordonate cât? Asta trebuie să aflăm. Dacă am ști cât este, care sunt coordonatele lui e prim, dacă am ști, în condițiile acelea, repede am face distanța dintre două puncte. Am coordonatele punctului de aici
Și dacă aia știi și pe ăsta, aș face radical minus 2 minus 1. Aia care știi. Așa. Dar nu știu coordonatele. Dar dacă ai grafic un poate bine, poți să faci grafic. Da, mă există aminte lor. E în prime, e dreaptă, cum? Da, și e pe dreaptă. Păi nu, și dacă graficul s-a făcut corect, normal poți să iau... Dar e corect, da. Păi un pic, să vedem. Și ce facem ca să aflăm? Păi ce facem? Uite așa, duci linie prin piața ieșilor, în perpendicular. Duci linie prin piața ieșilor, în perpendicular. Și găsești o dată. Nu? Nu-i ducem așa? O să fie o eroare care nu merge. Poate să fie o eroare. Sigur că da. Pică așa undeva, dar pică pe aici, vreau, poate să fie un număr irațional, poate să fie o chestie care nu e chiar simplă. Deci problema nu e simplă. De aceea, încercăm să vedem acum, e primul ăsta, ce coordonate are? Nu știu. Nu știu. Deci un punct de coordonate X0 și Y0. Și Y0. Unde se găsesc coordonatele acestea? Punctul ăsta unde se găsește? În primul rând, unde se găsește? E pe dreapta. Dacă e pe dreapta, stop! E clar! Îl folosim de F de X acolo, nu? Sigur că da! Coordonatele verifică dreapta. Deci zicem, cum e de coordonate X0, e în primul, de coordonate X0, Y0, aparține graficului lui F. Rezultă atunci că F de X0 egal cu 4 pe 3 X0 4 pe 3 ori X0 minus 4 minus 4 și egal cu Y0 egal cu Y0, dar nu mă lăsați să eu discut cu el. Deci trebuia să mă lăsați. Insist pe chestia asta. Este important ca ei să înțeleagă exact. Deci orice punct de aici are două coordonate, un X și un Y, un X0, un Y0 și care, dacă se află pe acolo, trebuie să fie, să verifice relația. Rețeta. Deci F de X0 e ca un Y0. Asta înseamnă. F de X0 este egal cu Y0. Ceea ce se traduce în relația echivalentă cu 4 pe 3, ca să înseamnă, da? 4 pe 3 ori X0 minus 4 egal cu Y0. Asta este relația. Una, o relație pe care o am la dispoziție. Dar cum ai face rost de încă una? Pisez acum. Dacă o să am baftă, să mai prind o relație între X0 și Y0, atunci ce felicitat să fiu pentru ca să formez un sistem din relația asta și cea de-a doua relații și atunci am pe X0 și pe Y0. Asta urmăresc. Asta urmăresc. Dacă trebuie să-ți uchidi că e chestia e perpendiculară. Dacă duc spune ar fi mult pe A, O, pe A, O, pe A încolo. Din M? Pe A, din M, pe... Pe dreapta, pe axa Y-lor. Din M pe axa Y-lor? Da. Păi nu. Y-lor. Pe axa din M... Pe axa Y-lor. Păi cum să duc pe axa Y-lor? Din M prim. Din M prim, pe axa aici, e altă poveste. Pic undeva. Apar. Deci acel undeva putem afla cu rigor să pentru că știm că e... Știm pe O prim, R, dacă notăm, nu știm și pe R prim, ar fi... R ăsta? Da. Nu l-am știut pe R prim acum. R prim? E paralel cu axa X-ilor și... Păi este R' prim, așa ca mărimi, da. Este X0. Tocmai asta este R' prim. Este I punctul... Ce înseamnă? Asta este X-ul. 0, da? Mm-hmm. Care e R' prim. Nu te folosim nimic de aici.
Hai să folosim Pitagora. Da, în triunghiul B. În triunghiul A, M, M prim. A, M, M prim. Păi și ce știm? Pe A, nu o știu. Da, nu. A, nu o știu. 46 de 10. Primul prim, nu o știu. Nu prim. Nu o știu, dar îți faci cu formula mea. Aflăm cu formula, pentru că am 10 și 0. Da. Distanța de 2 puncte. Și am oprit tot cu formula. Tot cu formula. Și folosim Pitagora și ne întreb la treabă. Pentru că numai asta e șansa mea. Pentru că numai așa folosesc Pitagora. Deci, teoria lui Pitagora spune ce? Ipotenuza la pătrat, A, M, la pătrat, este egal cu mă prim la pătrat, plus mă prim A, mă prim A la pătrat. A, eu mă văd că este 6 și 4, 10, deci 100, este egal cu mă prim. Hai să aflăm din mă prim. Mă prim ar fi egal cu, eu am pe M, din coordonate 0 și 6, pe M prim de coordonate cât? X0 și Y0. Și atunci mă prim la pătrat. Hai să zicem la pătrat, că la pătrat că am multe voie. Nu zic radical, nu? Egal cu, ziceți voi. X0 minus 0 la pătrat. Adică X0 minus 0, așa cum ai spus, la pătrat plus? Plus Y0 minus 6 la pătrat. Y0 minus 6 la pătrat. Asta este cum prim, da? Care înseamnă X0 la pătrat plus Y0 minus 6 totul la pătrat. Și l-am aflat pe mă prim. Mă prim la pătrat. Hai să facem și pe mă prim A. Hai să zici și au. Ce coordonate are au? 0 și minus 4. Și atunci zicem A de nu, mă prim A va fi egal cu A pătrat. Egal cu, vă rog, vă uitați la mă prim și la Maria vorbește. Egal cu X0 minus 0 la pătrat. X0 minus 0 totul la pătrat. Plus X0 minus 4 la pătrat. Y0 minus? Minus plus 4. Plus 4. Minus minus plus 4. Totul la pătrat. Atunci, relația asta lui Pitagora sună așa. 100 este egal cu adi, egal cu 100 egal cu x0 la pătrat plus y0 minus 6 la pătrat plus la pătrat plus x0 la pătrat x0 la pătrat plus y0 plus 4 tot la pătrat plus 4 tot la pătrat. Așadar, lângă relația de mai înainte, pun și cu asta, x0 la pătrat și cu x0 la pătrat vine cât? 2 de aici, x0 la pătrat. Se acord? Da. 2x0 la pătrat plus y0 minus 6 totul la pătrat și plus y0 plus 4 la pătrat egal cu 100. Și am pus mâna pe două relații în x0 și y0 și sunt chiar foarte fericit. Din prima